puneți mânzatul acolo. Aruncă pe cântare. Hai, altă. Hai! Hai, hai, să mai vină doi oameni aici! Atât de repede? Da, am așa de puține lucruri. Le-am și strâns. Poți să te reîntorci oricând, Sidă. Și mai ales spune mamei tale că lucrând, ai întregit prețul șederii tale aici. Era mereu teamă de asta, de bani. Maică Egidia, pe ce te-a pentru pomană? Pinte Domnule Benedictus, mă fie. Amen. Amen. Da. S-a încheiat școala ta. Când ai venit, abia îmi terminasem noviciatul. Iar mama ta era așa de speriată că n-ai să poți învăța aici. Da. Este numai în necuvință cu locul în care ne aflăm. E în necuvință chiar și cu tine. Geamurile au fost făcute așa ca să nu se poată privi de afară, nu dinăuntru. Cum poate sta un om așa frumos între cărmurile alea sângerânde? Mai însemnat mi se pare faptul că nu-și pierde frumusețea, oriunde se duce cu ea. Și mai cred că ai stat prea mult timp să-l privești. Și asta o să-l facă să gândească lucruri pe care altfel nu le-ar fi avut în minte. E un păcat în felul său, Sidă, cel pe care l-ai făcut cu omul ăsta. Pentru că s-ar putea să nu vă mai vedeți niciodată. Cine știe? Poate o să ne mai vedem. Revăzându-vă tot ce acum, în clipa asta și în altele câteva, îi se va părea sublim. Va căpăta înfățișări de necrezut, dureroase, ca un fel de moarte vie. Dar eu nu cred nimic, nici cu, nici despre el. L-am privit doar. Poate nu e exemplu cel mai bun. Dar uite, mai e în curte femeia aceea. Da, și ce apropiere poate fi făcută între mine și Regina? Mă gândeam numai. Și ea e o femeie care a avut momente de revelație. Omenească, firește. Uite cum a ajuns să-și trăiască visul. A mers prea departe. Ei, firea să fie de vânt. Dă-mi și mie hârtiile alea. Adă-le încoa. Asta nu e nimic, dimineață băteada era să-mi apă sus. Mă rog. Așa. Asta mult? Hai. Anunțăm onor clientela. În curând vine diligența ca pe drumul de ora 14. Ia-l pe ăsta pe mare. Ia cu bă, băieții. Dă-o fugă până hotel și anunțe. Are și un mod.
pălia Mara? Știu. Ia valiza asta și tu. Nu pe acolo. Pe aici. Pe drumul mai lung. Nu-i nimic, îți dau mai mult. Ce-o zice, Mara? Încă două halve. Cine e fata asta? Apă, mă, toată. Nu știu. Trage acolo, la ușă. Ah, ce mai întreb? Asta e fata mare, Sida. Ce mare a crescut. O să semene cu maica sa. Aprică, femeie. Uite cu mama. Trage-l pe alea mai aproape. E fierbinte, dar merge. E plin, ia-l. Șari, de când încărcați? De mult. Bă, nu zvârli așa. Până acum am și dat drumul la patru cari. Bine. Dă lopata. Și nu-l mai fărâmați așa. Foarte. Nu le-a nimeni în halul ăsta. Uite. Nu mai călca pe el, mă, că se fărâmă. Dă-te-mă la o parte. Dați-i zor, dați-i zor. Trebuie încărcat mai repede. Hai, pune mâna. Aveți grijă. Mare grijă să nu se fărâme. Ai încărcat cu orfa, dă-i drumul, ce te uiți la mine? Hai, sui de sus cu ea. Toate merg la Lubicec. Toate patru. Da, la Lubicec mergem. Ducem și noi cât se poate. Da. Toarnă apa cu alea. Crește că te-am pus. E da, aruncă-mă mai sus. Acolo, în vârf. Șari! Șari! Da, viu! Mai e bine? Asta când e gata? Peste o săptămână, nu? Eh? Cam așa crești eu, poate mai repede. Păi hai, atunci... dați-i zor. Dați-i da, zor, da, auzi ce atunci trebuie să chem carele. Șase care. Șase. Să le duci la internat. Da, da, duc. La domnul Colar. Ai înțeles? Iată, domn. Și acum rup. Apicios de alea mai uscat. E bun. Așa e bun. Și tot o fi așa. Da. Eh? E pătruns. Foarte bun. Bine. Bine, poți să pleci. Lasă-l jos. Mară! Hai că te duc acasă. Hai, mai lasă-i, lasă-i. Când nu trebuie pe aici, merg în gelugurile. Bună ziua. Suntem puțini. Ce e asta, Șari? Trebuiau arse până acum. Toate trebuiau arse. Până veniți iarăși, terminăm noi tot. Ferește-mă. Hai să plecăm. Viu, viu. Așa, domnule Șari. La internat și la Lubicec. Șase la internat, patru la Lubicec. A, plecă. Cum termin? Da, bine, ia iară. Așa. Faci bani, Mară. Fac, faci drag. Bani. Lasă, n-adu numai pentru mine, nu și pentru dumneata. Nu fi arțăgoasă. Câștig eu, câștig și tu. Da. Harai, bă.
Ia, băiete. Lasă mare, că am dat eu. Lasă, să ia și de la mine. Na, băiete. Cât ți-a venit că i-ai mai dat și tu? Ți-ai adus aminte de vremea cu podul? A, prigă, mai erai și tu pe atunci. Vindeai ce puteai, cumpăreai ce găseai, numai să meargă treaba. Și să-ți poți duce copiii înainte. Mama, a venit Sida. A venit. E așa de frumoasă că îmi vine să-i zic să rumână, e ca o domnișoară. Chiar o domnișoară. Nu multe fete au stat 5 ani la mai aici. Câți părinți pot să plătească atâția bani? Hai, mergi și îmbracă-te când ne așteaptă bocioacă. Sida, fata mami, frumoasa mami. Ei, hai la lumină să te văd mai bine. Chiar că ești frumoasă. Dacă am slăbuț. Maica Egidie a spus că pot să mă întorc când vreau. Aș putea oricând să primesc vălul de neofită. Să rămân neofita ei. Ai trăit prin trei și te-ai deprins cu obiceiurile lor. Nici n-ai venit bine acasă. Nici n-ai văzut cum ți-am așezat odaia în care stai. Și vrei să pleci iar. Vezi, vezi. N-am vrut decât să spun ce aveam de spus, ca să nu uit. Ar mai fi și banii. A spus că, brodând, am adunat o mare parte din ce trebuia dat. Știam că o să te bucure vestea în privința banilor. Și încă ceva... Chiar că mă bucur. Mă bucur. Nici nu știi tu cât de greu. Mă ostenesc să o scot la capăt. Petrică, îl dau la bocioacă. Calv. În 2-3 ani ajunge meșter mare. O să aibă banul lui. Hai, băiete. Da, o să aibă banul lui. E, hai, ce stai așa prostit? Hai! Ușul la Sida, cât e de frumos. Hai, băiete, hai. Pui-la! Ce ești? Pune-și de capul! Ține! Așa, fii! Fii la acolo! Acum, băiu! Crezi că scapi, mă? Hai cu ea afară, hai cu ea afară, du-te mai dracu! Ești să vezi te porți în casele oamenilor și să-ți sigur, auzi? Bine, băiete, nu-i treaba ta. Hai, tu n-ai să te bagi între ei. Meșterul, vine meșterul, meșterul! Ce-ați înnebunit? Am ierte și mai de așa vă culcați! Bună ziua! Nu-i mereu mare așa la noi. Poți să-ți lași copilul în liniște aici. Bună ziua. Știu că e bun și am să-l fac maestru când o crește. Cât cer, băiete? Păi știu eu. Cât să cer, cât mi s-o cuveni. Dacă e cât ți se cuvine, atunci hai mers cu ceilalți. Găsește-ți un loc de culcare. Bate palma și du-te. Să mai treci pe acasă, băiatule. Să-și mai avem lucruri. Asta că o să aibă de toate. Casă și masă. O să învețe și meserii cum trebuie. Asta și vreau. Dumneata știi mai bine că doare și să lanță. Cu bine.
acasă, hai că plec. Arta nu se poate face așa, arta se face cu răbdare. N-am timp de asta. Totdeauna vă mișcați. Așa nu se poate termina un... N-am timp de asta, domnule. Ia un ban de la mine. Vreau să vă pregătiți cuferele. Lasă-mă, poate. Mai e puțin de așteptat? Mai băiete, ia cuferele de la hotel. Hai mai repede, nu perioadă. Diligența! Sănătate, domnul Hetea, uite că am venit. Noroc, noroc. Ia tem, băiete. Poftiți. Vezi că am lucrat. Poșta la mine. Bună ziua. Noroc, noroc. Îmi pare rău, a trebuit să închid la magazin, dar acum stau nemișcat. Vă rog să aveți o ținută impunătoare, dar relaxată. Dragul meu. Să ai grijă de tine. O să am. Rămâneți cu mine. Data viitoare mi-a duceți mai mult sas. La prima cursă. Stai că vin. A venit la pe-l maestru de la Viena, am fost cu el. Mult bine. Acoperiți. Ați legat bine bagajul ăla să nu cadă, da? V-am recunoscut imediat, domnișoară. Doamnă? Domnul Codreanu și domnul Hans Huber. Bună ziua. Am profitat de ocazia că v-am întâlnit să mi-au rămas bun. Eu am să plec pentru un timp din oraș. Pentru 2 ani. Și unde plecați? La Buda, la Pojani, la Viena. Cine mai știe unde. Trebuie să-mi fac călătoria de ucenic. Altfel nu pot să ajung maestru. Mama dumitale săraca o să-i fie greu fără dumneata. Cred că o să-i fie. Bine. Drum bun. Rămâneți cu bine, domnișoară. Bună ziua, doamnă Mar. Cam zănatic băiatul ăsta lui Huber. Să nu uiți să iei maică. Bine. Eu am să plec. Mai am niște treburi. Și mie să-mi ieși. Mă lașați bine. Uite-mă în față, că este de fel. Ce faceți acolo în spate, mă? Băieți, legați mai bine cufărul ăla acolo la spate. Ascultați-mă pe mine, că eu știu... Timpul să plec, domnul Hesea. Vreți să pățim ca rândul trecut? Am băgat de seama cât te schimba la față. S-a urcat toată lumea? Glasul ți era anecat. Și tremura. Nu mai știi ce să spui și ce să faci. M-am speriat. De ce? Cum să nu mă sperii când mă... Pomenesc așa deodată cu un om cu care n-am schimbat un cuvânt în viața mea și îmi vorbește ca și când am fi copilărit împreună. Eu nu pot să cred că nu v-ați mai văzut sau n-ați mai vorbit. Și cum pot să te convinc că într-adevăr nu ne cunoaștem? Nu. S-ai pierdut dispoziția. Sau poate ți-ai schimbat-o de când a fost el aici. Haide, adie! Da, e adevărat. Sănătate, domnul Hetea, ne vedem cu bine! Pentru că părea mâhnit. Parcă ne despărțeam. Sau parcă eram eu de vină. Poate că, într-un fel, chiar vă despărțiți. Ce-i, mamă?
Stai cu lumina aprinsă și obloanele trase. Tu și Codreanu văd vă cunoașteți destul de bine. Vă stătea bine împreună. Toată lumea se uita după voi. Da, da. Dar cu nebunul ăla lui Hubărcei. Sări peste așa ca un zănatec. Voi vă cunoașteți de când erați mici? Nu. Nu cred, pentru că eu venit de la Viena când tu erai mare. Nu cumva ai ceva cu ăsta. Sări peste așa ca o furtună când te-a văzut la braț cu Codreanu. Parcă era nebun. Nu el e nebunul, mamă. Ci eu. Într-o zi s-a spart geamul de la sala mare. Nu de mult, când urma să plec de la mănăstire. Mai bine nu plecam. Și ce dacă s-a spart geam? Am stat în geam cât nu trebuia, ca să mă vadă. Și să-l văd și eu. Era așa de frumos. Și stătea așa de rău acolo, între cărnurile alea sângerânde. Pe urmă, când a venit spre casă, în loc să merg drept, am ocolit. Și am trecut din nou prin fața măcelăriei. Săracul băiat, l-ai pus pe gânduri. Altfel n-ar fi îndrăznit el să intre așa în vorbă. De la întâmplarea cu fereastra a trecut nu știu de câte ori pe aici. Ca să mă vadă măcar. Lasă-l. Nu te mai gândi la asta. Ce-o fi să fie? Dacă nu ești făcută pentru el, e nenorocirea lui, nu a ta. Și dacă sunt făcută pentru el, mamă? Asta nu se poate. Dumnezeu știe cât m-am chinuit eu pentru voi. Și nu mă poate pedepsi atât de aspru. Țidă, dacă ai muri, aș fi lipsită de toată bucuria vieții mele. Dar aș zice că au mai pățit-o și alte mame și până la urmă m-aș împăca cu gândul. Dar neam de neamul meu nu și-a spurcat sângele. Și nu e numai asta, fată, că tu ești româncă și el este neamț. Eu îl cunosc bine pe taică-su, de ani de zile. Face tovărășie cu mine la câștig și mă lasă singur la pagubă. Ah, ești proastă tu cât ți-a sucit ăsta mințile. Ține minte, Sidă, oricât v-ați iubi voi, lumea nu o să vă lase. Că nu sunteți de același fel. Și dacă vrei să știi, nici el nu se țină o veșnicie după tine. Îmi pare rău de băiat. Dar mi-ești dragă tu. Și trebuie să înțelegi că nu se poate. Dar ce faci tu aici? Iartă-mă, mama mea cea bună, da? Nu știu ce să mă fac. O să mă întorc la mănăstire. Un timp. Nu știu să mă descurc în lume. Poate-i mai bine că Hans a plecat. Doamne, pentru 2 ani. Tu ai treburile tale, mamă, negustoria. Dar eu ce să fac, să stau în vitrină? Sigur că e deștept și bun Pavel Codreanu, dar eu ce să fac aici? Să aștept să mă ceară de nevastă? N-ar trebui să-l iubesc și eu? Știu eu ce să spun. Tu știi mai bine. Dacă tu crezi că e mai bine să pleci, pleacă. Atât de curând? Da. Cred că am să rămân o vreme aici. Spune, Sidă,
Ai întâlnit un bărbat, un bărbat de care te-ai îndrăgostit, se vede. Nu cumva e cel din măcelărie. Ți-am spus atunci ceva despre tine, despre el și despre Regina. Și m-ai contrazis. Lui vrei să-i dai singurătatea ta? Ne-ai spus odată și cred că pentru asta ai revenit. Că față de mama ta ai întotdeauna senzația că minți fără să vrei. În sensul în care nu poți să-i spui absolut tot pentru că ea judecă altfel. Da, judecă altfel. Orice. Și crezi că diferența între felul în care te înțelegi cu mama ta și cel în care te înțelege cu un bărbat foarte mare? Nu știu. Cu bărbații am vorbit foarte rar. Și întotdeauna sunt stânjeniți. Și cumva caragioși. Iar gândul că aș putea să depind de unul din ei mă face uneori să râd. Alteori mă fricoșează. Un tâlhar! Are și pistol la el! Ia-te după el! Ia o armă! Anunță oamenii! Ce? Ce? Tâlhar! Hai că se umple orașul de tâlhari! Săptămâna trecută o atacat la mor la Kramer! Hai! Ești urmărit. Da, sunt. Carl, hai. Unde pleci? Nu cu noi. Ia-o în sus, spre pietrărie, să-l înconjurăm. Pleacă de acolo, băiatule. Pleacă, n-auzi? Ascundeți-vă! Uber!
Asta e aproape gata. E acasă, starostele. Ce mare? Te-au speriat beamterului Huber adumitale cu care faci negoțuri și... acum ai venit după băiat? N-am venit să-l iau. Am venit ca să-l trimit după Sida, că mi-e urât serile. Bună ziua. Bună ziua. Marta, chemă-l pe Trigger. Ți-o fi urât serile singur în mare. Crezi că Sida o să stea acasă? Mă gândesc eu la fata mea, e încă mică, dar o să crească. Cui vrei să o dai pe Sida, mă? Am auzit că s-a făcut foarte frumoasă. Știu și eu. Dumneata, ești starostă. Mă gândeam că... poate îi găsești un băiat al nostru. Un meseriaș din breasla dumitare. Care s-o ține bine. Te merită. Să rămână, mamă. Trică. Mâine să mergi negreșit la Sida. S-o aduci înapoi. Că mi-e urât, singur. Dacă nu mai vii deloc pe acasă. E, ce am muțit așa? Ori ți-e greu să te duci după soră ta. Bine, mamă, mă duc. Mâine merg negreșit. Păi să mergi. Rămână, mamă. Să vă spun drept, mie mi s-a făcut și frică de când cu tâlhăriile astea prin oraș. Nu sunt tâlhar, mă. Știu ei bine. Maică, te-a venit să te ia? Ori să strice rânduiala împăratului. Mai fost de lucru pe afară și așteaptă-mă sus. Trebuie pentru conți, pentru grof. Am să-ți spun ceva. Și chiar trebuie schimbat. Numai să-i pun masa jupânului. Noi ăștia care lucrăm și vindem marfă, rânduiala asta nici sub drum. Ascultă la mine, vei atunci o să meargă bine când s-o termina cu toate astea. Dumneata știi mai bine cât ai stați. Bună ziua. Bună ziua, mă. Știi că în curând o să se facă recrutare. Tu trebuie să scapi, băiatule. Să intri în rândul oamenilor. Numai proștii și pârliții fac armată. Dacă te iau ăștia azi, mâine, maică ta ar putea să te răscumpere, are destui bani. Ar putea să facă și ea ceva pentru fiul său. Doamne, ferește! De la dânsa nu poate nimeni să scoată atâta. Și chiar dacă prin minune ar voi să dea, nici nu primesc. Ești un prost. Te supără că te țin așa? De ce să mă supere? Nu o să afle nimeni. Niciodată. Destul că nu mai terminăm. O să vorbesc cu bărbatul meu să-i spună maică că este răscumpere. Are ea bani. Știu eu. Și chiar dacă are, nu-i de acum, cu două. Ce ne facem dacă te iau ăștia la armată? Acum mă duc. Altă dată mai întâi. Schimbe rânduiala împăratului e făcută pentru grofi, pentru conți, cei din Breslă, cei care fac și vând marfa să-și alcătuiască ei singuri legi. Stai, lasă. Binele nostru e sfârșitul vechii rânduieli a împăratului. Înălțimea sa! Înălțimea sa, domnul prefect. Asta e tot ce ați găsit la el? Da. Trebuia să le predați înainte de a licita. Vă rog să ne iertați, noi am așteptat. E foarte bine ce ați făcut. Răsculații s-au înmulțit. Și ținta lor este imperiul, marele nostru imperiu. Sunt organizați și primejdioși, domnilor. Iar puterea lor nu stă numai în hârtiile astea. Am citit că Breslele ar trebui... Breslele sunteți voi!
Hubert, Lubicek, Hersdörfer. Iar vreslele sunt ale Imperiului. Apărându-le, apărați Imperiul. Așa că bine ați făcut. Toți cei care ăsta trebuie să împușcați. Herta, pe omul ăsta trebuie să-l îngropăm noi. N-a fost un hoț. Așadar, ăștia sunt banii pentru primărie și pentru internat. Dacă ai fi venit dumneata la primărie, ar fi fost mai bine. Aveam scriptele. Script. Dar știu și așa. Ăștia sunt banii pentru primărie și pentru internat. Nu de alta, dar din ăștia puțini sunt ai mei. Mulți al lui Huber. Bună seara, doamnă. Poftim, poftim. Nu, mulțumesc. Domnișoara Sida e acasă? Nu, e plecată de mult din toamnă. E la mănăstire la Maica Egidia. Nu s-a călugărit. Sta acolo. Acolo o puteți găsi. Știți, n-am mai trecut de multă vreme pe aici. Am avut de susținut examen. Acum sunt, adică urmează să fiu hirotonisit. Mm-hmm. Pot să-mi duc s-o caut. Da, sigur că da. Știți, nu vă deranjez cumva. Nu, tocmai terminasem de încheiat niște plăți, dar nu poftiți înăuntru. Mulțumesc, nu. Bună seara, doamne. Bună seara. Bună seara, domnule. Bună seara. Așa. Da. Caut pe domnișoara Sida. Așteptați. Bună seara. Te rog să ne lași singuri. N-am putea să ne vorbim deschis. Fii bună și suferă pedeapsa. Nu-i așa că te miri? Nu tocmai. Mi-am închipuit firește că ai fost pe la mama și ea te-a trimis aici. Am rămas foarte surprins să aflu că ai plecat din nou de acasă. Mi s-a urât de zgomotul și de învălmășeala lumii. Stai jos, te rog. Mi s-a făcut dor de liniștea acestei case. Aveam, ca orice femeie, nevoie de un sprijin. Dar ești, dacă nu mă înșel, ortodoxă. Deci, oricum, sprijinul acestei case nu va putea dura. Va trebui să pleci, să te măriți. Ești o altă credință, nu? Și dacă bărbatul pe care l-aș alege ar fi și el, de altă credință, m-aș putea căsători? Da, cred că da. Ce întrebări ciudate îmi pui. În schimb, nu m-ai întrebat de ce am venit. Ca să mă vezi, nu? Ai venit și pentru că nu știai cât am să mai rămân aici. Vreau să știi că pentru mine cel mai ademenitor gând, acum, e să rămân aici. M-aș simți nenorocită dacă ar trebui să plec. Peste un an, doi, nu știu ce păreri voi avea. Cine își păstrează părerile 2 ani? 2 ani. Și dacă eu te-aș ruga să... Știi că țin foarte mult la dumneata. Și cred că și dumneata ții destul de mult la mine, așa că nu-mi poți cere să-ți răspund acum. Mai târziu? Poate. Mulțumesc.
mulțumesc că ai venit. Îți mulțumesc și pentru gândul cu care ai venit. Mai treci pe la mama? Nu. Regina, dar ce ți-o fi trebuit ție nume? Dar parcă mie aici la ce mi-a mai fi trebuit. Ce ai cu mama Sidă? Ai ceva cu ea? Nimic, Bondi. Ce aș putea să am? Mă gândeam numai să mă întorc acasă. Ei, ce faci, lei sau nu lei? Le-aș lua. Păi ia-l. Le iau cu coană. Le iau. Zbune, zbune. Mm-hmm. Bună ziua. Bună ziua. Arme nu vindeți, doamnă Mar. Arme? De unde Dumnezeu să am eu arme? Dar, dumneata, cine ești? Numele meu e Iuliu Burde. Despre arme glumeam, firește, ca să intru în vorbă. De fapt, o caut pe fiica dumneavoastră, pe domnișoara Sida. De unde o cunoști dumneata pe domnișoara Sida? N-am zis că o cunosc, ci că o caut. O caut din partea lui Hans Huber. Mm-hmm. Sida e acasă. Sida! Iar dumneata ești puțin necuvincios. Că despre Hans Huber ce să mai vorbim? Poate că sunt puțin necuvincios, dar țin de tot. Auzi ce face zănaticul ăla lui Hans Huber? Îl trimite pe domnul numai așa, ca să te vadă. Bună ziua, domnișoară. Sunteți exact așa cum spunea el, poate chiar mai frumos. Vă mai amintiți de dimineața cu geamul de la mănăstire? Dar chiar tot a povestit. Iar dumneata de unde îl cunoști? Am fost colegi de școală. Nenorocirea lui e că în loc să înveți, a trebuit să devină măcelar. Bună ziua. Bună ziua. Mă aduceți lucrarea de-a mea? Nu, nu. Dați-mi niște lac. Chimic. Da. Nu mai doriți o lucrare, nu? Nu. L-am revăzut după ani de zile, acum la Viena, poinărit. Am citit iar împreună altfel de cărți, mai importante. Niște cărți care ne-au apropiat mult. Atât între noi, cât și pe amândoi de un ideal. Altul decât măcelăria. Cu totul altul. Dar nu despre asta e vorba. Părea foarte schimbat. Mi-a vorbit mult de dumneavoastră. Știe că-l iubiți. Bună ziua. Vreau să cumpăr niște sare cu coană. Bine, mergi și ia singur. Plec, doamnă. Să nu-mi purtați vreun gând rău, ați face un păcat. Bună ziua, domnișoară. Bănuiesc că mă urăți puțin. Nu-i nimic. Să rămână. Ciudat om Burde ăsta. Pare că se ocupă cu lucruri ascunse. Ce ai de gând cu Hans Huber, fata mea? Eu sunt negustoreasă, nu mă pricep să povățuiesc cu o fată subțire ca tine. Dar vreau să știu și eu ce ai de gând. Eu cred că Burde n-a venit aici așa într-o doară. A venit pentru că a venit și Hans Huber. Sida. Codreanu nu ți-a trebuit. Bine. Dar n-ai decât să te uiți în jurul tău. Ce numai ăsta e bun. Băiatul omului care-mi smulge mie ban după ban. O fi el bun, o fi el frumos, dar e neam și trebuie să înțelegi că nu se poate. Eu i-am ieșit în cale, mamă. Eu l-am făcut hoinar și nebun. Draga mamă, cât îl iubești. A
Așa sună rânduiala brezelor. Nu poate să intre în rândul stăpânilor decât acela care, după toate celelalte, a mai făcut și 2 ani de meserie la stăpân renumit. Și e bine așa. Tu te-ai plimbat la Viena și la Buda degeaba. Hoinar, rușine. M-ai făcut de râs în fața oamenilor. Fiu de negustor, ești tu? Așa respecti tu numele meu? Nu pot. Înțelege că nu pot. Să ies în piață să strig în gura mare de ce am umblat. În loc să stau și să învăț meseria. Nu știi ce se petrece în Europa. Se pregătește o mișcare pentru schimbarea lumii. Și balul ăsta o să ajungă și aici. De asta ne-am umblat pe la niște. Meserie știu. Dar nu e lumea asta. Dar ce mai este? O femeie? Asta trece repede. Am văzut-o și eu. Și? Și dacă e frumoasă, ia-o și tăvălește-o pe malul răului cât poftești. Dar nu te încurca. Și cu cine te-ai găsit? Cu una care nu e nici de neamul tău, nici de rangul tău. E adevărat. Act-o vărășie cu maică sa. Ei, și? Cine e mare în orașul ăsta? Nimeni. Dacă vrei să țin cu tine, în primul rând trebuie să aflu eu. Să știu eu, nu de la alții. Văd că le știi și singur foarte bine și nu-ți pasă că mă jignești cu ce-mi spui. Ce-ai cu Sida? De ce nu-i bună? Și cu mine ce-ai? De ce m-ai luat de la școală? Așa cum sunt eu, n-aveam de ce să fiu măcelar. Uite-ți spun și azi, n-am niciun chef să tai carne. Ah, deci asta era? Nu e numai asta! Mai e și mândria mea. Și tu o ai. Nici ție nu-ți place să tai carne. Prefer să vorbești cu oameni deștepți, în loc să-ți fărimoase. Mama să trăiască, că măcelăria merge ea. Ma, tu nu te oprezi nici că ești mai deștept. Că-ți dau o pereche de palme, că nu te mai șterge nicio învățătură de pe obraz. Nu te sfătui! Nu mai sunt copil. Pare rău de maică ta. Unde stai acum? Pe unde apuc? Știi, Hans l-a bătut rău pe taică-su, pe Huber. Era să-l omoare. De unde știi? L-am văzut eu. Bine, du-te și spune să vină la Hanul părăsit. Să vii și tu. Bine, mă duc. Ce e, fată, ce ți-a spus Bondi? Mi-a spus că Hans l-a bătut pe Huber, că era să-l omoare. Dumnezeule mare! Oamenii mint, mă spun mai minciuni. Mă duc să aflu eu adevărul. S-a întors și în loc să poarte cu oamenii, îl bate pe taică-su din primul ceas. Bună ziua. Ce dorești, mă? Totul. Bondi, l-ai chemat? Da. Hoinarul meu drag, de ce te bați și ești nebun? Ce ai să faci acum? Aș putea să plec iar departe. Am ceva bani. Dar cred că am să rămân aici cu tine. Dar cum se poate? O să se poată. La biserică te gândești, nu-i așa? Nu numai la biserică. La Mara, la ambițiile ei. Mă gândesc și la ai tăi, la maică ta. O pierzi în felul ăsta, îi pierzi dragostea. Și nu numai pe ei. Am lăsat eu visuri ca să ajung măcelar. Îi părăsesc pe toți pentru tine. Nu-mi pasă de ce vor spune ei. Nici de tata nu-mi pasă. Știi tu bine asta. Numai că tu nu mă iubești cum te iubesc eu. Atunci de ce sunt aici fugită de acasă? Dar ce să mă fac? Cum să mă întorc eu la mama și să-i spun iar că pe tine te vreau? Și altul nu-mi trebuie. Nu te întorci. Rămânem aici. Casa lui Lubicic.
O închiriem și facem din ea cărciumă. Chiar de-ar fi ca nimeni. Niciodată să nu calce pe aici. Doar nu cu negustorii din oraș îmi fac eu viața, ci cu tine. Da, da. Rămânem acum aici. Tu spui așa, dar eu chiar rămân acum. Aici, cu tine. Plătim pe loc. Banii de chirie. Aici o să mă liniștesc. Departe de ai mei și departe de oraș. Dar tu, Sidă, rămâi cu un om care n-a scos-o la capăt nici măcar cu taigă. Cu mine o să fie altceva. Da. O să fie altceva. Cheamă Sida. Care-i porunca? Nu vorbi așa, că din ale mele n-ai să mă scoți. Ți-ai făcut socoteala pentru ceea ce prietenii tăi mănâncă și beau pe gratis? Eu am făcut-o și e foarte mult. Se poate. Dar nu toți prietenii mei trebuie să plătească. Mulți dintre ei merită să primească ei bani de la mine. Nu te gândești că ar merge cârciuma la fel de bine și fără tine? Dacă nu chiar mai bine? Faci. Nu-ți trece niciodată prin cap de ce vine nimeni pe aici? De ce mă opresc și toți? Nu te vor, asta e! Și pentru că nu vin hoinari, dar te-ai strici la mine ca la ultim om! Înțelegi odată că ei nu sunt hoinari, sunt oameni adevărați! Hoinarul rătă și tu sunt eu, aici! Nu atingi! Mamă, nici dacă aș fi omorât pe cineva, n-aș fi pătimit atât. Am avut dreptate. Trăzni l-ar Dumnezeu de ticălos să-l trăznească. Hai, taci, taci, taci. Hai, hai, puică. Taci, taci. Și încă nu s-a terminat.
De ce, Sida? De ce fata mamei se întâmplă toate astea? Pentru că ești așa de bună și de frumoasă și pentru că, Doamne iartă-mă, nu vrei să te desparți de nebunul ăla. Mai bine s-ar fi întâmplat orice decât să te văd acum bătută și înjosită de bărbat pe care tu l-ai așezat peste dragostea mea pentru tine. Lasă-l. Desparte-te de el. Ți-o fi de ajuns. Pe urmă, fată ca tine nu prea se vede pe aici. Zestrea ta nu are nimeni. Că despre frumusețe, de ce să mai vorbim? Banul, draga mami, e putere mare. El deschide toate ușile și strică toate legile. Și tu ai bani, Sida? Mulți bani. Câteva mii sau mai mult. Cine se sperie de banii mei? Câteva zeci de mii. Zeci. Nu degeaba am ostenit eu atâta amar de vreme. Zeci de mii. Bine, și eu de ce n-am știut nimic? De ce nu mi-ai spus că e vorba de atâta bănet? Mama, de asta o fi Han supărat și arțegos. Chiar nebun. Eu l-am scos din averea lui Huber și l-am făcut cârciumar. Doar n-aveam zestre. Sau așa știam că n-am. Și nici măcar în cuvințarea ta să-l iau de bărbat. Sunt măritată cu el, mamă. Eu mă duc să-i spun de bani, de zestre. Rămâi cu bine, mamă. Cât stai cu el, un ban n-ai să vezi de la mine. Un ban. Nu-ți dau nici ce ți se cuvine. M-auzi tu? Nici ce ți se cuvine. E ca și când i-aș da înapoi cu taică-s-o și puținii bani pe care i-am smuls de la el. Sida, întrăsură e o armă. Are un nume scris pe ea. Nu-i treaba ta. Las-o acolo și vezi de cai. Bun, de ce? A, tu erai. Am vorbit cu mama. De bani. Tu chiar crezi că averea mare mi-ar putea face să ocolesc gândul că sunt un învins? De asta te-ai întors. Și așa e să te întorci de fiecare dată. Până când o să ne sfâșiem unul pe altul. Nu te îngrijora. Ei nu știu românește. Iar Burdea, ca de obicei, știe tot. Ce nu știe este că s-ar putea să nu ne sfâșiem chiar de tot. Iar o să mă urâți, doamnă. Guten Abend. Cred că nu știe precis dacă este călugăriță sau laică și confundă viața de mirean cu penitență. Ca și tine, de altfel. De fapt, nici eu nu sunt mai stabil. Ceva între preot și soldat. Dar oricum știu cel puțin că pentru adevărul meu și al celor ca mine trebuie luptat. Că lăsându-l ca atare rostit, numai adevărul moare. El trebuie impus. Văd că am început să simt discursuri. Hans nu e omul impulsiv și dur pe care îl știți, doamne. Dar nici cel care se vrea. Chiar tu știi asta, Burde. Binele tău merge odată cu tine sau deloc. Iar eu nu pot. Nu am tăria să vin. Dovadă că rămân aici.
Rămâi aici. Sper că o să începem curând și atunci ne vei fi foarte folositor. Dacă între timp nu vei deveni prea cârciumar. Cred că ar trebui să vorbim în așa fel încât să înțeleagă și ei. De fapt, în principalele lui puncte, programul nostru e stabilit, așa cum bine știi. Avem dreptul și datoria să fim o națiune liberă. În Moldova și în Muntenia sunt legături cu lucrătorii, cu oamenii de carte. Aici, deși e mai greu, doar semnul trebuie dat. Și el va veni prin mine. După 2 ani te trimite acasă, da. E mai ușor acum. E puțin 2 ani, ce spuneți? 2 ani sunt 2 ani. Vădaru, ieși că spune-mi iar poterea pe urmă. Auzi, hai că s-au adunat. Scoală, hai. Te-ai sculat? Mă întâi, ce-s mai frumoasă? Bani cât ori la? Și banii nostru tot așa l-a luat. Da, fugi de două ori. Haide, mă! Veniți la rolare! Cine a mai fost și s-a obișnuit? Pentru gloria Imperiului! Poate să meargă iar. Fiecare bărbat e un erou! Pentru împărat! Hai că au venit. Mă duc și eu. Nu ar dracu de sărăcie. Am început recrutarea. Ieșit singur în poartă. Vinul care ți-l dau ăștia, te curăță. Asta-i. Am eu ceva mai bun. Bii? De două luni umblu după tine. Hai! Hai, urcă sus! Urcă, n-auzi? I-au luat. Ăștia-s toți, plecăm! Dă-i drumul. Păi da, vini. Păi, așa mi-ai spus. Multe spun eu, mai vedem noi altă dată. Altă dată? Dar când? Trică? Ce faci acolo? Ce ai? Ce-i cu tine? Ți-am spus că nu o să mă mai vrei. De ce să nu te vreau? Fiindcă te hlizești cu ăla? Dacă te vedea meșterul... Păi cu minte, băiatule, ce am eu cu ăla? Ce cu el mă iubesc eu? Pe el l-am scos eu de la armată.
Hai, Trică. Avem timp. Meșterul-i plecat doar. Nu-ți mai plac? Acum? Știi doar că nici Sida și nici maică ta n-au avut bani. Adică n-au vrut să dea decât o parte. Și cu câtă greutate. Restul i-a dat bărbatul meu. Cine l-a bătut la cap? Eu? Hai. Și mie de ce nu mi-ai spus? Că poate nu-mi convenea așa. M-ai cumpărat pentru 2 ani? Rica, ce faci? Ești nebun? Așteaptă! Trică! Veniți la rolare, eroi! Veniți! Pentru gloria Imperiului! Asta nu e viață pentru mine. Îi las cu banii lor cu tot. Sănătate! Bă, stai că ești dezertor! Stai că drag! Vin și eu cu voi. A scăpat firar al dracu, bine că arunca punga. Gata! Dă-i drumul. Atâția bani pierduți! Dar poate că e mai bine așa. Uneori vrei să scapi de ceva și altfel nu se poate. Noroc, Hans! Ei, cum vă mai merge? Noroc! De-aia spune, când ai de gând să aduci roțile alea? Păi le-am dat lui frate tu. Cui? Credeam că ți-e frate, ăla înalt care umblă pe aici. Îți seamănă tare. Lui le-am dat. Întreabă. S-a dus Trică. Da. Ai auzit ce a spus ăsta despre Bandi? Acum îmi dau seama de ce îmi semăna cu cineva. Și poate de ce mi-era așa de drag. Băiatul ăsta a venit aici după tine. Ce ne facem cu el? Știu eu. Dar bine ar fi să nu afle nimic. Că nu știu ce are și din asta. O iubea pe maică ca un nebun. Nu știu de la mănăstire. Doamne, ce blestem! Ai avut atâta inimă să mă pui să dau bani pentru Trică. Și el care s-a dat singur prins. Taică mi s-a chinuit ante zile văzându-o pe Regina în cărucior. Și n-a scos o vorbă. De-aia s-a înrăit. Mama și cu mine am stat în cale. Și-ai venit tu, bună și frumoasă, să-i asupra-ți blestemul nostru.
Încă o dată îți spun să nu cumva să afle Bondi. Firește că nu o să afle. Dar trebuie să facem ceva pentru el. Să încerc să vorbesc cu tata. Negustorii, patronii și mai mari presle lor apleacă urechea, ba chiar și punga la vorbele unor răsculați, dușmanii Imperiului. Și aceste vorbe se întind în răzmerițe. Îmbogățiți ăștia vor să răstoarne rânduielile curții, să ia locul nobilimii, să guverneze ei. M-ați chemat înălțimea voastră, domnule prefect. Da. Bagă de seamă în jurul dumitale. Să nu scap din ochi nici persoane al căror nume ar trebui să însemne siguranță și credință. Da. S-ar părea că odată cu tânărul Hubert au pătruns în oraș și ideile lui și ale celor ca el, care cam umblă pe aici. Cum spuneam, nici fruntașii breslelor nu sunt străini de dorințele răsculaților. Ljubicek, Marcă, Sechei, Hubert chiar. Sigur că da. Chiar mă gândeam să trec. Bună ziua. Ceva pentru dumneata. Bordea, ce mai face? Vine unor pe aici. Are necazuri? Nu prea. Bine, spuneți-i cele bune. La revedere. Ține chemarea pe care urmează să tipărești. Suntem în ajunul unei bătălii pe viață și pe moarte cu absolutism. E revoluția clasei care va prelua mâine destinele omenirii pentru a făuri o lume nouă, fără privilegii. Victoria depinde de noi toți. A sosit vremea faptelor și pentru noi a unirii cu țara.
fugi! Te acopăr! Cineva a trădat, dacă și-au aflat de noi. Încalecă și întoarce-te în oraș. Ascunde-ți hârtii, ascunde-ți tot. Anunțați-i pe cei pe care îi mai puteți găsi. Nu te duci, dacă nu pentru mine. Iuliu Burdea. Acum, într-adevăr, nu mai am niciun rost. Câtă vreme era omul ăsta. Făcea el ce aș fi vrut să fac și eu. Totdeauna am vrut să fiu ca el. Poate și din cauza asta îi spuneam tot. Dacă era mai tare, mai tare ca tine și ca locul ăsta, aș fi fost cu el. Căutând un bine neștiut.
care poate nici nu va veni. Sau poate am fi zbândit. Sau poate am fi murit. Trică! De unde ai apărut? Doamne, ce-i cu tine? De tare, domnul Hans, de tare! Domnișoară, dă-mi și mie Tesla. Bună afacere au făcut. N-ai trecut de mult pe la prieten, Hans? Nu, n-am văzut de mult pe nimeni. Și nu vrei să-i mai vezi niciodată? Au aranjat curtea asta, bine? Nu știu, poate. Gândește-te. Hans, ai avut o zi grea. Da, într-adevăr, foarte grea. Surel grăsimea la o pată și scos mușchiul. Mai un lac, dau de cei cu părul tău. Ține-am ca să vorbiți voi cu băiatul. Da, sigur. Da, da, tot. Mă bucur mult reușit. Avem un nepot foarte frumos, acum e în casă doar. După ce se termină aici, mă duc să-l văd și eu. Acum e bine, Mara? Bine. S-au liniștit. Mi-a venit și feciorul pe casă. Ip. Bine ai venit. Tot mi-ai supărat, tata. Acum da, mi-a trecut. Ți-am adus un dar pentru asta mic și pentru minunea de femeie pe care ai avut norocul să o găsești. Săraca de ea. Crezi că mi-a fost ușor? De 10 ani n-a mai fost tăietură de maestru pe aici. Breasta nu are decât doi măcelari. Unul eu, altul Gheorghiță. Și sunt mândru să mai fie și un al treilea. Și ăla să fie feciorul meu. Să n-ai grijă, tată. De altfel am spus și ei că pot să fac orice. Sunt un om ca și tine. Poate puțin mai deștept. Așa că pot să devin în liniște măcelar. De râs n-am să te fac. Dar altceva vreau să-ți spun. Tu mai ai un copil pe care soarta l-a adus tot aici. Ați aflat. Cu el ce faci? Poate pentru că seamănă cu tine.
Am plătit destul clipa aceea de slăbiciune. Îl vedem în fiecare zi, muncind pentru altul, gol, murdar, lipsit de toate. Și n-am avut cum să-l ajut, în primul rând din pricina ta. Acum, cred că o să-l iau cu mine și o să plecăm. O să-i dau lui norocul tău. Am să-l trimit pe la școli. Asta am să fac. Cred că pe copil îl botezați catolic. Alminter, cu mine nu aveți ce vorbi. Ca și până acum. Da. Oricum e în paza Domnului. Nașa lui o să fie maica Egidia. Am și fost la mănăstire. Am vorbit cu ea. Ce faci, nu vii? Hans! Cred că trebuie să începem, nu? Astăzi... Îl iubești pe Bondi, nu-i așa? Domnul Hans Gruber... Nu te-am chemat. Își va face aici, în fața dumneavoastră, lectura de maestru. Du-te înăuntru și așteaptă. Va doborâ, va tăia, va împărți și va cântări singur un juncat. Herda, fără ca să se murdărească. Cu cea mai mare iuțeară și precizie. După aceasta, dânsul va fi îmbreas la noastră a cozocarilor și măcelarilor, ca cel de-al treilea măcelar din acest târg. Ei, băiatule, mergi cu mine? De ce? Ca să mai vezi și tu lumea, să mai înveți, să te faci om. Și mai ales ca să-i faci o plăcere Sidei. Merg dacă zice Sida. Ea vrea ca tu să ajungi om cu carte. O să-ți meargă bine, băiatule. O să ai de toate. Și bani. Cât poftești. De ce? Îți spune mai târziu de ce. Deocamdată vreau să știi doar atât, că nu ai pe nimeni în lumea asta mai apropiat decât mine. Ai cunoscut-o pe mama. O știi. Îți mai aduce aminte de ea. Băiatule... Nu-mi spune că știu. Nici tată, nu-i așa?